Am 35 de ani și încă dorm cu lumina aprinsă. Sună amuzant, știu, dar există un motiv bine definit care m-a făcut să recurg la acest lucru în urmă cu mulți ani. Lucru pe care o să-l povestesc azi. Când eram mic, trăiam într-o comunitate strânsă pentru care părinții mei au muncit din greu ca să ajung acolo. Ne cunoșteam cu toți vecinii și toată lumea știa pe toată lumea. Pe hârtie este locul ideal pentru crescut niște copii, dar adevărul este cu mult mai întunecat. Vedeți voi, eu nu am avut niciun fel de treabă cu lumina prinsă noaptea. Încă de când eram un sânc, părinții mei m-au obișnuit să dorm singur și cu lumina stinsă. Dar acest lucru a vrea să se schimbe în curând și avea să mă marcheze pe viață. Lucrurile au început când părinții mei au făcut un grătar în spate și mai mulți vecini au venit să mănânce și ei un burger sau niște cârnați la grătar. Când eram mic, îmi plăcea să-mi bag nasul în discuțiile adulților, chiar dacă ei nu vreau să au nimic am prins o fărâmă de conversație dintre tata și vecinul nostru, care să trea două case distanță practic. El se tot plângea că fica lui are coșmaruri noaptea și că nu vrea să mai doarmă în camera ei pentru că are monștri în dulap. Deși eram și eu destul de mic, știam că nu există așa ceva. Și rotițele din capul meu început să deja să pună mai multe întrebări de genul chiar există monștri? Țineam să cred mai mult pe cineva de vârsta mea față de un adult care minte pe măsură ce respirăm. Din păcate, în ziua aia, fata de care vorbea pe nume Kate nu venise la grătar, așa că a trebuit să-mi țin întrebările pentru o altă zi. Săptămâna următoare am mers cu părinții mei la un alt vecin, căruia era rândul să facă grătar, și acolo am reușit să dau de Kate. Inițial uitasem ce auzisem, dar când am văzut-o, parcă s-a aprins întrebarea în capul meu ca un chibrit uscat, așa că m-am apropiat de ea încet și am angajat-o într-o conversație legată de ce s-a întâmplat. Nu a prea vrut la început să-mi zică, pentru că nu eram noi cine știe ce prieteni, dar la vârsta aia, în general, prieteniile se leagă în câteva minute. Mă rog, pe scurt, mi-a zis că tot auzea ceva în lapul din camera ei și că este sigură că are un monstru acolo care o urmărește când doarme. Nu am crezut-o, deși m-a pus un pic pe gânduri povestea ei. Vara a trecut și toamna s-a instalat, iar eu nu am mai auzit nimic legat de subiectul ăsta. Undeva prin octombrie, m-am trezit undeva la mijlocul nopții pentru că trebuia să ajung la toaletă și după ce m-am întors, pot să jur că am auzit ceva venit din șifonierul camerei. A fost un sunet de mișcare, aș spune, dar eram atât de amețit de somn încă nu prea am băgat de seamă pe moment. Următorul lucru ciudat a fost de Halloween. După ce am fost la colindat, eu împreună cu alți copii din cartier, ne-am strâns la Kate acasă și am făcut un maraton de filme horror. Lucru stupit țin în cont de vârsta noastră, dar la momentul ăla mi s-a părut cel mai mișto lucru de pe lumea asta. După ce am văzut vineri 13 și un coșmar pe strada Elm, am leșinat cu toții în subsolul casei părinților lui Kate. Am fost trezit de un țipat ascuțit undeva după miezul nopții. Confuz, nu am știut ce se întâmplă, și de ce urla lumea. Dar după ce au coborât părinții și ne-am calmat, am aflat că unul din noi, după ce am adormit, s-a ascuns în unul din dulapurile care erau la subsol și a tot făcut sunete în speranță că o să se trezească cineva și o să o sperie. Lucru care chiar a reușit. Persoana care s-a trezit a fost Kate însuși. Și cu istoria ei de spaime noaptea, cred că a marcat-o pe viață, dacă mă întreb pe mine. Mă rog, eram copii și toate ideile proaste păreau super la momentul ăla. După vacanța de iarnă, când venea încet, încet primăvara, începe povestea mea. La momentul ăla uitase în complet de Halloween și de monștrii din Poli Kate. Dar câteva seri la rând am tot avut acel sentiment când cineva se uită la tine și parcă o parte din creierul tău știe asta. Chiar dacă nu ai văzut cine sau ce se holbează la tine. Ciudat e că aveam acel sentiment doar în dormitorul meu. Trebuie să menționez că dormitorul meu era unul modest. Aveam un pat, o debară și un birou, pe vremea aia, televizoarele se țină doar în sufragerie, iar smartphone-urile mai aveau mulți ani până să apară. Seara de seară, nu puteam să dorm confortabil din cauza sentimentului ăla, iar într-o noapte m-am trezit să beau apă și să fug până la toaletă, iar când m-am întors în cameră, am mers stiptil până la cele două uși de la șifonier. Mi-a înghețat inima când am văzut un ochi cum se holba prin crăpătura dintre uși. Era aproape beznă camera mea și singura sursă de lumină real era felinarul de pe stradă și luna de pe cer. Dar a fost de ajuns încât să văd un ochi cum se mișcă în șifonierul meu. Am urlat ca ars și am fugit plângând până în camera părinților mei, care s-au speriat mai rău ca mine. Tata s-a dus să investigeze, dar nu a găsit nimic și mi-a zis că am visat urât doar. După seara aia, am tot dormit pe canapea și am ocolit pe cât oameni omenește posibil camera mea, doar că părinții mei nu prea au fost de acord și mereu mă trimiteau să dorm în camera mea. Cam la două săptămâni după acest incident, mi-am făcut curaj să dorm din nou în camera mea. Și în prima seară nu s-a întâmplat nimic. Chiar am verificat și fonierul și am văzut că era doar plin cu hainele mele și niște cutii cu chestii de prin casă. Poate chiar am visat, m-am gândit. Dar următoarea noapte am avut acea senzație iarăși. Am încercat să stau treaz cât am putut, dar somnul m-a doborât în cele din urmă. O seară mai târziu, aceeași poveste, dar în loc să adorm, mi-am făcut curaj să mă duc la ușile de la șifonier. Când am ajuns în față, am pus mâna pe mâner și am tras rapid. Atunci am văzut un bărbat slab mort, cu o căciună în cap și cu o lipsă acută de dinți în gură, cum a zâmbit spre mine. Nu am stat la discuții și am fugit de-a pământul în camera părinților mei, unde de data asta m-au crezut când au intrat în camera mea și puteau să vadă că era geamul larg deschis. În fine, au sunat la poliție, dar nu prea au putut face mare lucru pentru că plecase deja infractorul. Următoarele câteva seri au fost liniștite și am crezut că am scăpat de acel om care se ascundea în șifonierul meu. Ce relatez eu aici e pe scurt. În realitate, aveam probleme mari cu anxietatea și începusem să mă întreb dacă nu văd lucruri. Dar în scurt timp aveam să aflu că nu. Într-o noapte de duminică spre luni, am decis să-mi instalez la fereastră un dispozitiv care bloca fereastra din interior. Dacă nu știei unde am instalat-o, nu prea puteai să deschizi fereastra și eram sigur că încă mă privea omul din șifonierul meu, chiar dacă nu l-am mai văzut. Am stat treaz cât am putut, dar într-un final somnul a câștigat. Ce mi-aduc aminte, după, era bărbatul ăla care se ascundea în dulapul meu, cum stătea plecat deasupra patului meu și m-a întrebat cu o voce răgușită. Prieteni, eu nu pot să ies de aici. Îmi aduc aminte că l-am împins cu brațele cât de tare am putut în proces și știu că s-a lovit cu spatele de birou destul de tare. După am fugit în camera părinților mei urlând E aici, e aici, e în camera mea! Și mi-aduc aminte fața pe care a făcut-o tatăl meu când a auzit asta. Au la buta de baseball de sub patul lor și s-a dus în camera mea. Am auzit cum s-a desfășurat o întreagă încăierare în camera mea și după a apărut tatăl meu, transpira și cu ceva sânge pe fața lui, în cadrul camerelor, și a zis mamei mele pe un ton grav să sune la poliție. Acum urmează partea deranjantă a poveștii, pe lângă faptul că părinții mei au trebuit să-i plătească spitalizarea, pentru că tata a reușit să-i rupă mâna, falca și arcada. Partea dezgustătoare e că tipul nu era vreun boschetar sau ceva, ci era tatălui Kate. După am aflat că s-a ascuns în camera mea luni întregi, fără niciun fel de problemă. Iar la proces, când a fost întrebat de ce a făcut asta, a zis că îi place să privească copiii cum dorm. Și asta este povestea mea, povestea unui adult în toată firea care încă doarme cu lumina aprinsă din cauza traumelor din copilărie. Dacă sunteți părinți și copilul încearcă să vă spună ceva, pentru binele lor încercați să-i ascultați ca să nu ajungă ca mine mai târziu.